În ultimii 30 de ani, mulți români și-au părăsit țara în căutarea unui trai mai bun. Din păcate, acest lucru a produs și multe victime. Pentru multe persoane, visul unei vieți mai bune s-a transformat într-un coșmar. De ce? Pentru că mulți dintre acei români proveniți din medii sărace, fără o educație solidă, au devenit vulnerabili în fața traficanților de carne vie. În ultimul timp, asistăm la un fenomen extrem de periculos. Traficanții încep să își aleagă victimele și din rândul familiilor normale, cu un nivel de trai mai ridicat. Iar cea mai răspândită metodă de racolare este metoda Loverboy. Traficanții de persoane sunt buni cunoscători ai psihologiei umane. Știu ce butoane trebuie apăsate ca să păstreze controlul asupra victimei. Cu toții cedăm mai ușor în fața unei rugăminți atunci când ea vine din partea unui prieten sau a unei rude și traficanții știu foarte bine acest lucru. Astfel, recrutorii preferă metoda Loverboy, deoarece odată ce victima este îndrăgostită și convinsă că viitorul ei este alături de traficant, este mai ușor de manipulat și de controlat. Însă dragostea pe care o promit aceștia este una falsă, deoarece pentru ei victima nu este o ființă vie, cu dreptul de a-și trăi viața așa cum consideră, ci un bun, un obiect de care se folosesc în scopuri financiare. Camelia este o fată frumoasă care provine dintr-o familie cum se cade și înstărită din județul Călăraș. Elevă bună, Camelia își dorea să devină polițistă, iar părinții ei au sprijinit-o financiar pentru a putea să își urmeze visul. Nimic spectaculos până acum, doar că fata se va îndrăgosti nebunește de un băiat din satul vecin și toate planurile ei de viață se vor da peste cap. Pe scurt, povestea este cam așa. Camelia fuge de acasă și se mută la iubitul ei în toamna lui 2019, imediat după ce a împlinit 18 ani. El, nu cu mult mai mare decât ea, avea 21 de ani, era de etnie romă, nu urmase nicio școală și era la acel moment căsătorit și avea și un băiețel de 5 luni. Camelia se va muta la el, iar soția lui va fi nevoită să plece. Octombrie 2019, fiind în ultimul an de liceu acolo, fata acestui inculpat a intrat într-o relație de concubinaj notoriu cu un tânăr de altă etnie, de etnie romă, că nu facem discriminare și nu. Bineînțeles că familia care investise foarte mulți bani în pregătirea, era foarte bună fata, în pregătirea ei, cu meditații, cu astea, plus că avea o problemă cu un alt copil care acum are 10 sau 11 ani cu autism și pusese toate speranțele în fata asta. Nu au fost de acord cu relația. Băi, termină-ți școala și pe urmă vedem ce faci. Băiatul ăsta tânăros a așteptat să facă 18 ani, că și-a dat seama că dacă e sub 18 ani se întâmplă alte lucruri. A făcut 18 ani, a luat-o acasă, acasă în momentul în care a intrat în concubinaj la el, în satul din comuna Mitrin, din Valea Roșie. I-a luat cărțile, nu mai te duci la școală, i-a luat telefonul mobil, nu mai vorbești cu părinții tăi, că știu că nu sunt de acord cu relația dintre noi. Ai terminat cu școala, ai terminat cu tot. Imediat după ce Camelia a plecat de acasă, Gabriel Mataragiu i-a interzis să mai meargă la școală și să mai ia în vreun fel legătura cu părinții ei. Disperată, familia fetei a făcut reclamație la poliție, acuzându-l pe tânăr că le-a sechestrat fiica. Ba mai mult, ca fiica lor să nu fie exmatriculată din cauza absențelor, părinții au obținut scutiri medicale și au povestit profesorilor situația dramatică în care se afla fata. În cele din urmă, Mataragiu decide să o lase să își termine liceul, dar povestea era departe de a se fi terminat.
Care e punctul tău de vedere în legătură cu și cu instrumentarea cazului și cu toată această situație care s-a întâmplat în jurul unei povești de dragoste până la urmă? Nu știu cât a fost iubire și cât interes. Adică e posibil ca familia să aibă dreptate, dar asta trebuie și dovedit. Și fata să fi fost racolată în scopul traficării ei, mai ales că în ultima vreme ea fusese anunțată că trebuie să meargă în Germania. Sau poate să fie, da, o poveste de iubire cu care părinții nu au fost de acord. Fata era atât de îndrăgostită? Prima ei dragoste. A luat-o nevinovată de acord. A avut probleme și cu telefonul mobil, că prima folosire care a făcut-o la liceu, l-au și depistat, era telefon furat. Au chemat-o la poliție, a dat declarații, păi mi l-a dat concubinul, păi stai un pic, stai să vedem ce e cu el. Și nu știu ce este cu el, drept urmare, i-au scăzut și nota la purtare pentru că a intrat în acest cerc vicios cu poliția. Familia tot a încercat. Eu am aflat acum, în calea de atac a apelului, că ei i-au chemat și pe acasă, i-au pus la masă, să-l convingă, băi, las-o să-și termine școala. Și pe urmă vedem ce face. Nu, n-are, că eu dacă sunt așa cum sunt, nu se poate. Nu, cum să fie ea mai deșteaptă decât mine, ce școală să termine? Dar acest concubin nu era căsătorit? Căsătorit cu copil minor și a gonit nevasta de acasă și a luat-o pasta. Ei au aflat între timp părinții. Măi, de fapt, gândurile lui sunt altele. S-o ia să o trimească în Germania prostituat. Trafic de persoane. I-au spus fetii, no, voi aveți ceva cu mine, voi orbită. Cum se întâmplă la prima dragoste. În realitate, Camelia a trăit iluzia unei mari iubiri. Mataragiu era un om violent, abuziv, care avea interese ascunse. Anul trecut, Camelia a fost pur și simplu aruncată în fața porții părinților ei. Era bătută și bolnavă. A mers la doctor, la psiholog și a continuat școala, a mers la meditații. Chiar dacă fata se despărțise formal de Mataragiu, agresiunile psihologice asupra ei au continuat. Bătută și de fosta soție a lui Mataragiu, Camelia a reușit cu greu să se echilibreze și a luat bacalaureatul cu 9.20. Imediat după ce a aflat că a luat examenul, Camelia se va reîntoarce inexplicabil în casa lui Mataragiu. Vreau să aud și eu povestea vieții tale, care ai trăit-o acolo, la concubinul tău. Păi ce să vă spun? Că eram urmărită tot timpul, fie de el, fie de familie. Avea camere. Eu nu știu, n-am fost în Valea Roșie, ci că are camere puse la poartă, prin curte. Zice, unde ești? Păi, eram la un magazin de acolo, din apropiere. Ce, sunt la poartă. Nu e adevărat. Nu ești la poartă. Ea spune, unde ești? Zice, eu te văd pe telefon. Totul era logat la telefonul lui. Și ce treia să-i spun? Uite, sunt la magazin, am venit să cumpăr nu știu ce. Păi zic, dar îți dădea mașina să te duci până... Da, dar permanent, supravegheată și controlată din jumătate în jumătate de oră, zice, mi se dădea telefon și eram întrebată, el având un program pe telefon, știind tot timpul unde mă aflu și ce fac. Interzis total legătura cu părinții și cu fratele. Ce mai m-a bătut? Păi și zic, tu, dacă te-a bătut, de ce ai stat? A lăsat capul în jos. Cum a aflat că a luat examenul, s-a întors la el. Mama fetei a aflat din vecini că situația Cameliei este foarte gravă și că trimiterea ei în Germania ca prostituată este iminentă. Ca urmare, tatăl fetei, însoțit de un prieten, a hotărât să-și aducă fata acasă. Ce s-a întâmplat apoi a fost și mai grav. Luni dimineața, inculpatul muncea aici, în București, undeva, la o firmă. Primește telefon de la soție,
când vii să nu vii acasă, te duci și iei fata, că uite ce mi-a spus doamna. La 5, când s-a întors în comună, s-a dus direct în Valea Roșie, la Mataragiu, la concubinul unde era fata. Merge acasă, a luat-o de mână, la care acesta i-a spus, nu pleacă de aici. Ce nu pleacă de aici, hai să nu ajungem în altă situație, să dau un dumneata, pleacă de aici, că nu e de la mine. Rămâne la mine. S-a întors, a luat legătura cu un prieten, de acolo un inginer inculpat, să fie urmărită când ajunge în Oltenița, ca să poată să ducă soia pe sus. A aflat că se află în parcul public din Oltenița și la 11:30, cu altă mașină, nu cu mașina lui, cu mașina acestui prieten, a oprit lângă ei, se aflau în parcul public, a oprit, a luat-o pe sus, a aruncat-o în mașina prietenului și a venit acasă. Acolo i-a spus să trecem până la ziua aia, noaptea asta aia, ce să nu te gândești că rămâne la tine. A ajuns acasă, ora 11:30, pe la 12:25, cred că a fost anunțat, că altfel n-avea cum să știe. Află că trece pe acolo Mataragiu. A luat arma. Era în timpul zilei sau era noapte? La 55 de minute după ce a luat-o, la ora 11:30, a luat-o din parcul Oltenița, 23:30, hai să fim mai așa, la 0:24 apar camerele, da, de luat vederi, 0:24, a apărut cu mașina pe strada respectivă Mataragiu, concubinul fetei. Cunoscându-i mașina, știind că nu-i merge un far, care geamurile fumurii, a reintrat, a luat arma pe care o avea în dotare de 26 de ani, permis legal, i-a băgat un cartuș, a ieșit la poartă și până să ajungă în dreptul lui, că asta am încercat să-i explic instanțelor și la fund, și la domne, cu o experiență de la Asociația Vânătorilor și Pescarilor, există la dosarul cauzei o adeverință din care rezultă că a participat la vânători și că era de fapt un țintaș foarte bun. În 26 de ani n-ai cum să nu-ți formezi deprinderile astea. Dacă ar fi intenționat să-l ucidă pe Mataragiu, n-ar fi așteptat, e logică elementară, să ajungă mașina în dreptul lui și când ajungea prin geamul de la portieră, trăgea și îl ucidea sau îl rănea. Mă rog, îi vătăma sănătate. Nu! Când se afla mașina și este expertiză traseologică, când mașina era în fața lui, până să ajungă, a tras către mașină. Un foc de avertizare. Un foc. El spune, am îndreptat arma în sus și de emoție... Na, nu ține. E clar... A tras, dar nu în sus, nu direcția, da, verticală. Da. A tras oblic. Sunt mai multe semne de întrebare și aș începe chiar cu sentința pe care a primit-o tatăl. Cum apreciezi acest lucru? 5 ani și 4 luni? Așa din afară, spui că omul disperat, că nu-l ajută nimeni, că poliția nu-l ajută, că... A încercat să-și facă singur dreptate, să-și apere, de fapt, copilul. Și că a ajuns într-un moment în care n-a văzut altă soluție. Dar, pe de altă parte, nu trebuie să ne facem dreptate singuri. N-ar trebui să fim puși în situația asta. De a scoate arma de vânătoare din locul unde e îngropat în curte și să ieșim în fața curții ca să ne apărăm copiii. N-ar trebui... Cumva, vezi, un singur om a fost trimis în fața instanței. Dar ca în toate celelalte cazuri, în spate sunt și alți vinovați care, prin acțiune sau prin inacțiune, au pus acel om în situația de a acționa astfel, de a proceda astfel. Tatăl fusese anunțat de iminența plecării peste granița fetei. El aflase
că sunt șanse foarte mari ca în acele zile fata să fie dusă peste hotare, de unde Dumnezeu știe când ar mai fi pus o vadă sau dacă ar mai fi văzut-o vreodată. Toate aceste lucruri nu puteau fi considerate circunstanțe atenuate în povestea aceasta? Nu știu, acum instanța apreciază. Și mai ceva, nu trebuie să ai doar impresia, trebuie să ai și probe. Adică declarația fetei sau declarația altora sau probe prin care să demonstrezi. Trebuie să ai și polițiști care să investigheze cândva dacă nu e o rețea de trafic și ce mai departe. Deci, instanța lucrează numai cu probe. Ați avut dovezi de-a lungul acestui caz că fata ar fi putut fi traficată peste hotare? Eu vă relatez spusele ei. Tot aici, că ulterior, după ce s-a dat pronunțarea, iar a intervenit un conflict și acel conflict mi l-a relatat. Au venit un grup de prieteni într-o seară în domiciliul concubinului. Și în discuțiile purtate, unul dintre ei i-a spus concubinului ce, păi Camelia acceptă să meargă cu noi în Germania? La care concubinul zice că ar fi stat și Camelia. Ce, nu mergi? Cu prietenii mei? La care zice, eu am avut atitudine revoltată, ce, cum să merg? Te duci tu dacă vrei. Exact așa s-a exprimat și cu tonul ăsta. Și atunci m-a luat în altă cameră, m-a lovit, mi-a deschis gura, m-a scuipat în gură, impardonabil. Era o sclavă. Cum să-ți deschidă gura să te scuipe în gură? Zic, ce? Demnitatea ta unde este? Capul în jos. Și zice, tu cât ești la mine în casă, faci ce zic eu. Ea nu știa că urma să plece în Germania atunci când a fost pusă în fața faptului împlinit. Părinții ei i-a spus tot timpul, măi fată, pe tine nu te-a luat de drag și nu te ține de drag. Ăsta are scopul să te duc afară. E, atunci a avut el, ea... Atunci a dat seama. Adevărul pe care îl știau părinții. Avem de-a face cu un caz de trafic de persoane de jucat de părinții Cameliei? Nimeni nu rostește acest lucru ferm. De ce? Din lipsă de probe, ni se spune. Ar fi fost nevoie ca fata, Camelia în cazul de față, să ajungă în Germania să se prostitueze? Sau să fie dată dispărută în România ca situația suspectată de părinți să fie luată în seamă de polițiștii din Mitren și de cei din Oltenița? De ce a fost și este tergiversată ancheta cu privire la posibila existență a unei rețele de trafic de persoane în orașul Oltenița? Din momentul ăla, între ei s-a terminat totul, a bătut-o, a venit și a aruncat-o ca păzdreanță iar în fața porții. A doua zi s-au dus părinții, au luat lucrurile și în felul ăsta s-a terminat relația dintre ei. Numai atunci s-a convins ea că, de fapt, scopul lui alt. Pentru ca în intervalul dintre pronunțarea de la fund și ajungerea dosarului aici, să-și ia omul nevasta și copilul înapoi. S-a făcut vâlva care s-a făcut și a dat seama că organele judiciare sunt cu ochii pe el și că s-a terminat povestea asta cu dusul în Germania și cu produsul. Și în felul ăsta a lăsat-o în pace, că abia atunci a putut ea să vină și să relateze adevărul.
dumneavoastră venim, bună ziua! Suntem de la TVR, de la Dispărut fără urmă. Am făcut o hârtie și la Călăraș, am vorbit și la Oltenița. Nu știu dacă am nimerit la domnul Vlad, dumneavoastră. Este vorba despre cazul familiei Cristea, tată, mamă, fică, și Gabi Mataragiu. Sunt două dosare. Deci noi nu vorbim despre cazul tatălui, care are deja o sentință și urmează apelul zilele acestea cu privire la faptul că a tras cu arma în acest iubit al Cameliei. Ne interesează de cele două dosare penale în jurul actelor de violență săvârșite împotriva Cameliei Cristea. Mai întâi, fosta soție a lui Gabi Mataragiu a bătut-o, filmat cu telefon și așa mai departe. Și vorbim despre al doilea caz în care a fost bătută Camelia chiar de către fostul prieten. Ce se întâmplă cu aceste dosare? Vorbim despre un dosar din luna mai, primul, și altul din decembrie. Și noi suntem în aprilie și vrem să vedem ce s-a întâmplat cu această parte a cazului. În ce calitate dumneavoastră cereți? Televiziunea Română, Dispăruți fără urmă, Rafael Udriște. Așa. Da, nu pot să vă prinde la aceste detalii dumneavoastră. Dacă vreți alte amenite, le cereți la parchet sau la... Eu vreau doar să vă întreb, da, că vorbim despre un dosar de violență extremă în care fata asta a fost umilită și bătută în luna mai. Știu cazul foarte bine. Păi și noi suntem în aprilie, mai avem putin și facem un an. Da, știu despre ce. Pe dosarul înțeleg că este blocat la dumneavoastră. Nu este la mine. Că face naveta Oltenița, Mitreni, Oltenița, Mitreni. Nu este. Cine face Oltenița? Aceste dosare fac naveta, face plângere la... Deci eu v-am spus, da, nu pot să vă prezez dumneavoastră aceste detalii. Da. Ați înțeles? Da. Detaliile astea poate să le obțină mama Cameliei, da, direct de la parchet, să facă o cerere cum... A făcut nenumărate cereri. Nu știu dacă a primit... Păi vă spun eu că am vorbit cu dânsa mai devreme, nenumărate cereri. Da, vă rog. A primit răspuns, da, nu? Da. De la parchet, asta este, cum să zic, problema parchetului. Dacă a primit sau nu răspunsul. De la mine, nu se poate face cerere, la mine se... La a doua sesizare, parchetul a trimis înapoi către dumneavoastră. Și de acolo nu s-a mai întâmplat nimic. Mă refer la evenimentul din decembrie. Da, știu despre ce vorbesc. Da. Ea poate solicita... Nu are niciun răspuns, suntem în aprilie. Dumneavoastră ați trimis către parchet? Și parchetul probabil are multe cereri în lucru, multe dosare în lucru și depinde când își vine rândul la cererea dumneavoastră. Eu știu despre ce vorbim. Da. Știu... Dar dumneavoastră știți că vorbim despre... Nu pot să vă furnizez dumneavoastră aceste detalii. Dar dumneavoastră știți că vorbim despre destinul unei tată... Da, știu. Care va lua 5 ani și jumătate cu executare, pentru că și-a apărat fata, pentru că nimeni nu i-a apărat familia. Știu ce ziceți dumneavoastră. Da. Ați înțeles? Este un caz foarte delicat. Pentru ce, în ce este delicat când o fată este bătută în luna mai și noi suntem în luna aprilie și nimeni nu face nimic în țara asta? Eu vă întreb. Cu fata ați vorbit? Fata, în sfârșit, a ieșit din această poveste. Și nu poate vorbi cu nimeni deocamdată. Așteptăm să-și dorească să spună acest lucru și să vorbească despre ce s-a întâmplat cu ea. Eu v-am zis ce pot eu să vă spun în momentul de față. Vreau să vă mai întreb doar un singur lucru și vă mulțumesc că ați stat de vorbă cu noi. Dacă cineva este bătut în luna mai 2020, în cât timp se poate face dreptate? Vorbim românește într-un astfel de caz. Suntem în aprilie 2021. Fata asta a fost bătută și filmată cu un telefon mobil. Deci dosarele au fost soluționate, se află la parchet. Ați înțeles? Păi nu s-a întâmplat nimic în aceste cazuri. N-a fost nimeni trimis în judecată. Nu este nimeni vinovat în această speță. Până acum. Deocamdată nu există niciun proces în cazul ăsta. Păi, poate nu se ajunge la proces. Deci o fată bătută, filmată de 4 persoane. Filmată? Da. Conform martorilor. Așa. Nu are nici o soluție până astăzi în aprilie. Sunt 11 luni. Fata este bătută din nou în decembrie de către fostul iubit, prieten, cum vreți să-i spuneți. Și suntem în luna aprilie. Ei mai sunt împreună? Nu. Nu. Din declarațiile cui? Din declarațiile fetei. Declarațiile fetei? Da. Dumneavoastră credeți că ar mai fi ceva în continuare? Da, bine. E treaba lor ce și cum și în ce fel. Vă dați seama când sunt... Dar în felul dosarele care au fost la noi... Povestea de iubire este una, toți am trecut la un moment dat prin vârsta asta și prin povești de dragoste. Eu vă întreb ce facem cu violența.
Noi vorbim despre un moment în mai și un moment în decembrie care a fost bătăi crunte. Fata asta a fost bătută crunt. Dumneavoastră înregistrați în momentul de față? Da. Înregistrăm de acolo din mașină. Când un jurnalist vorbește cu dumneavoastră... Nu e nicio problemă. Dar eu v-am spus... Iar dumneavoastră, acum, în loc să-mi spuneți ce putem face într-un caz în care o fată a fost bătută de două ori, deci dumneavoastră aveți acum vreo problemă, o problemă cu presa că vă înregistrează. Nu am o problemă cu presa că vă înregistrează. Ce ați făcut pentru cazul acesta, în care o fată a fost bătută de două ori? Deci eu v-am zis în felul următor. Soluțiile care sunt și ce puteți face. Bine, vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Da. Toate cele bune. La revedere. Zilele acestea, Curtea de Apel va da sentința cu privire la cazul tatălui Cameliei, acuzat de tentativă de omor. În urma investigațiilor noastre am aflat că părinții Cameliei au făcut două plângeri, una către poliția din Mitreni și a doua către parchetul din Oltenița. Prima plângere, din mai anul trecut, a fost făcută ca urmare a agresiunii fizice extreme la care a fost supusă Camelia. Pe scurt, fosta soție a lui Mataragiu, Zâna, împreună cu alte trei persoane, au bătut-o crunt pe Camelia, toată scena fiind înregistrată cu un telefon mobil. Cea de-a doua plângere, din decembrie, a vizat violențele fizice la care a fost supusă Camelia de către Gabi Mataragiu. Au fost deschise două dosare penale, despre care nu se mai știe nimic. Suntem în aprilie 2021 și ne întrebăm dacă nu cumva finalizarea acestor anchete nu ar fi putut da un alt curs dosarului în care este acuzat tatăl Cameliei. Fără să dăm verdicte, nu putem să nu ne întrebăm dacă tergiversarea celor două dosare penale de care tocmai am vorbit ține de corupție sau de neprofesionalism. În aceste condiții mă întreb cât de apărați suntem de autorități și cât de mult incompetența și corupția, reaua voință și indiferența nu duc la reacții extreme din partea cetățenilor onești care își simt amenințate familiile. Recrutorul inițiază o relație de prietenie cu victima, care apoi se transformă într-o relație de iubire și astfel îi câștigă încrederea. Loverboy-ul este carismatic și știe cum să își aleagă victimele din grupuri vulnerabile. El ajunge să fie o persoană de suport pentru victimă și chiar pentru familia ei. Relația de cuplu dintre cei doi este firească până la un punct și poate dura câteva luni sau câțiva ani. Apoi, traficantul își manipulează psihic și emoțional victima și o convinge să facă orice îi cere. Traficantul îi promite victimei că situația în care se află este una temporară, până când vor strânge suficient de mulți bani ca să scape de datorii sau ca să-și cumpere o locuință sau chiar ca să se căsătorească. Indiferent de promisiunea făcută, totul este o minciună, deoarece scopul final este ca traficantul să strângă bani pentru el. România furnizează, conform statisticilor, aproximativ 60% din traficul de carne vie. De ce credeți că se întâmplă acest lucru? Ce se întâmplă în România? Din analiza cazurilor pe care le-am instrumentat, se pare că principala cauză pentru care se ajunge la aceste aspecte este nivelul de trai scăzut. De obicei, fetele, că vorbim aici de fete traficate pentru prostituție, provin din familii cu venituri modeste, cu venituri normale, familii care nu le pot oferi un telefon scump, o mașină scumpă, o excursie în afară, mai ales până în pandemie,
la nivel național exista așa zisa isteria vacanțelor în afară, când toată lumea începea să-și poată permite anumite destinații exotice. E, cu toate astea cer bani. Vorbim apoi despre o comunitate în care sunt stabilite totuși niște principii destul de clare, respectiv familia stabilește mersul copilului până la vârsta majoratului. Iar aici influența rețelelor de social media, influența anturajului spune cuvântul. Apare așa zisa rebeliune față de reguli. Apare așa zisa dorință de a face totul pe plan propriu și pe plan personal. Și astfel, în momentul în care intervine un declic, adică intervine un băiețel, să zicem, cam de aceeași vârstă, care etalează niște sume de bani și folosește niște mașini și își permite anumite lucruri scumpe, nimeni nu-și mai pune problema de unde vin acei bani și mirajul îmbogățirii rapide și fără prea multă muncă și fără prea multe studii și fără a urma o facultate și așa mai departe, acaparează cam tot. Motiv pentru care, de cele mai multe ori, cel puțin în cazurile noastre, fetele chiar au fost convinse și de bunăvoie au practicat prostituția. Adică nu ne-am aflat în situații în care se intervine niște corecții fizice sau niște violențe din partea proxeneților și din partea traficanților. Tocmai pentru că o parte din banii obținuți, care erau în sume destul de mari, le reveneau lor, și puteau să-și asigure un venit care la o vârstă de 14, 15, 16 ani reprezenta o iluzie, dacă rămâneau în cadrul familiei. Ca să ne înțelegem, ultimul dosar pe care l-am instrumentat avea ca obiect câteva fete care aveau minim 20 de clienți pe zi. Despre ce sume vorbim? Despre sume modice, sume între 50 și 100 de lei. Dacă vorbim de, așa zise, rețele un pic mai dezvoltate, ultima descoperită a fost în municipiul București, în care, într-un cunoscut bloc de garsoniere din zona de sud a capitalei, fetele din Călăraș aveau închiriate undeva în jur de 8 locații, unde practicau non-stop și pe schimburi prostituția. Câți bani câștigă un proxenet în România, de exemplu? Ultimul dosar instrumentat, veniturile calculate numai ale proxenetului au fost undeva pentru aproximativ 6 luni de zile la mai mult de 200.000 de lei. Noi. Tot în Olteniță a fost un caz similar. O fată racolată tot prin metoda la vorboi de un individ care cu asta se ocupa și a și fost condamnat pentru trafic de minori, avea închiriat o casă în Rotterdam, pe care o transformase în bordel, unde alți traficanți din Călăraș aduceau o fete pentru prostituție. El s-a împrietenit cu o fată de 16 ani, avea atunci. Prin nepoata lui aflase că e vulnerabilă, că se ceartă cu părinții, că mai fuge de acasă. A avut răbdare 2 ani de zile. Emilia era o tânără rebelă care intra destul de des în conflict cu părinții ei. Avea 16 ani și era elevă la un liceu din Călăraș. O să-mi spuneți că nu e nimic nou sub soare. Ca toți adolescenții de 16 ani, intra în conflict cu adulții, ca toți adolescenții încerca să-și caute propria identitate și tocmai de aceea se revolta atât de des. Ei bine, da, cu siguranță este așa, dar uneori acest lucru poate să ducă la drame. După cum vă spuneam, Emilia era elevă de liceu și avea o prietenă, colegă de clasă, care îi știa toate secretele. Ei bine, prin această prietenă, Emilia l-a cunoscut pe Mihai. Și de aici începe o poveste aproape de groază pentru tânăra de 16 ani. I-a găsit unde să stea, închiria garsoniere. Era un business în care el a investit, pentru că apoi să obțină profit. A dus-o în Germania, unde fata se prostitua și obținea în jur de 2700 de euro pe săptămână.
o groază de bani. Iar el știa în momentul în care a racolat-o cât profit va obține. În tot acest timp, 2 ani a stat fata în Germania. Părinții n-au știut nimic de ea și ei au mers la poliție și au reclamat. Și când, cât timp ea era încă în România. Iar polițiștii au spus că nu pot face nimic pentru că ea a declarat că nu e ținută cu forță. În 2014, Emilia, în vârstă de 16 ani, se îndrăgostește de Mihai Simion, care avea atunci 40 de ani, o nevastă fără acte, 2 copii și se învârtea prin cercuri dubioase. De altfel, după cum am văzut în rechizitoriul procurorului, el avea un apartament închiriat în Olanda, unde aducea fete din Călăraș pentru prostituție. Ca să înțelegeți mai bine, Simion se ocupa de fete, le aducea de la Călăraș în Olanda și lua un procent din ce câștigau ele. Iar de clienți făcea rost Mihaela, concubina lui, altfel spus, o mică afacere de familie. Simion a intuit potențialul Emiliei și a început să o pregătească pentru ce avea să urmeze. Timp de 2 ani, i-a făcut curte, s-a purtat exemplar, ajutând dochipurile să scape de tirania părinților. Și Emilia l-a crezut. Ba mai mult decât atât, îndrăgostită de el, și-a abandonat școala și a plecat de acasă, locuind într-un apartament închiriat de proxenet în Călăraș. În iulie 2016, Emilia a împlinit 18 ani. La 10 zile după ce a devenit majoră, a ajuns în Germania și a început să se prostitueze. Aici erau mai multe fete care locuiau în apartamente închiriate. Nu stăteau multă vreme într-un oraș, ca să nu plictisească clienții, spunea Simion. Astfel încât, în perioada august 2016-mai 2018, s-au mutat în 8 orașe nemțești. Iar când el a fost arestat pentru dosarul din Olanda, părinții au profitat de această mișcare a autorităților și au mers la rudele traficantului. Au spus că din cauza lor e el în arest, pentru că ei nu mai știu nimic de fata lor. Și atunci s-a făcut așa o înțelegere între familia victime și familia traficantului. Să dăm înapoi cu condiția să nu depui plângere la poliție. Și înțelegerea a fost respectată. Numai că spre ghinionul traficantului, una dintre inculpatele din dosarul de trafic din Olanda a făcut denunți ca să îi se micșoreze pedeapsa, deci a colaborat cu autoritățile și a povestit și de acest trafic de minori. Și atunci fata, mă rog, a colaborat cu autoritățile, dar ce vreau să subliniez? Cercetările în dosarul ăsta au durat 2 ani. 2 ani? 2 ani, trafic, o victimă. După 2 ani a fost trimisă în judecată. Nici acum nu este din 2018, nici acum nu s-a ajuns la o sentință definitivă, iar din martie anul trecut el este cercetat în libertate, sub control judiciar, dar în libertate. Mihai Cornel Simion a fost pus sub acuzare pentru trafic de minori și proxenetism. Tribunalul Călăraș l-a condamnat la 7 ani și 8 luni de închisoare. Sentința nu este încă definitivă, dar și în condițiile în care ar rămâne aceeași, considerăm că este foarte mică, dacă ne gândim câtă suferință a provocat în jurul lui. Ce a însemnat în 2018 acțiunea aici, în Călăraș? A fost o acțiune pe trafic de persoane comisă de către un grup infracțional organizat. Ne puteți da detalii despre... Grupul a fost format din 3 persoane, inițial constituit dintr-un cuplu, nu erau căsătoriți la vremea respectivă, concubin-concubină, care la vremea respectivă comiteau și alte genuri de infracțiuni și au considerat că se pot face bani mult mai mult și mult mai ușor din această activitate.
aveau o vârstă la care au considerat că le este greu să facă și activitatea de racolare, în sensul că au apelat la o persoană mai tânără, un apropiat, pe care l-au cooptat în grup, la Vârboiu. I-au impus ca sarcină să identifice persoane pe care să le racoleze. Acesta a început, prima persoană la care pe care a încercat să o racoleze a fost chiar o fostă iubită de-a lui. În urma acțiunii, această rețea a fost destructurată? Da, s-au dat sentințe în acest caz? Da, a fost trimis în judecată. Plecate în căutarea unei vieți mai bune dintr-o țară care nu le oferea nimic, multor fete li s-au vândut promisiuni și speranțe false. Experții în acest domeniu sunt traficanții de persoane care folosesc metoda Loverboy. În zilele noastre, când oricine are un telefon conectat la internet, este cam dificil să aplicăm sfatul nu intra în vorbă cu persoane necunoscute. Și pe asta se bazează și traficanții. Altfel spus, tot ce veți posta pe rețelele de socializare îl va ajuta pe traficant să vă facă un portret psihologic cât mai eficient. Iar apoi va pretinde că aveți multe lucruri în comun. E greu să ne ferim de acest lucru, dar nu imposibil. În primul rând, ceea ce trebuie să știți este că un traficant nu își va da niciodată toate detaliile despre viața lui. Se va eschiva să răspundă la întrebări precise. Acest lucru ar trebui să vă dea de gândit. Iar dacă atunci când insistați pentru a primi răspuns la întrebările voastre, reacția este una de furie, acesta este un mare semnal de alarmă că sunteți în pericol. Un recrutor vă va cumpăra cadouri, flori sau chiar vă va ajuta cu bani. Vă va acorda atenție, făcându-vă să vă simțiți unice și iubite. Desigur că romantismul nu este neapărat un semn de abuz, dar un recrutor se va folosi de acest tip de comportament pentru a vă controla. Odată stabilită o relație între traficant și victimă, fie ea și de prietenie, el va încerca să vă controleze viața în totalitate. Vă va întreba unde sunteți, cu cine vă petreceți timpul, când ajungeți acasă. Vă va urmări telefonul, contul de e-mail și postările pe rețelele de socializare. Cu timpul, pretinzând că e gelos, vă va izola de familie și prieteni. Iubirea pe care o oferă un traficant este una condiționată de diverse favoruri pe care tânăra îi le face. În acest fel, va convinge victima că este o dovadă de iubire dacă întreține relații sexuale în schimbul banilor cu alți bărbați. Manipularea este atât de puternică încât unele tinere acceptă acest lucru, crezând că astfel îi vor rezolva proxenetului așa zisele probleme materiale pe care le traversează. Atât pentru astăzi, pe săptămâna viitoare.